Dar acum vreau să vorbim despre ce trebuie să facem sau putem să facem. O să venim cu doamna doctor Laura Mustață și cu Ana Petcu. Ciao! Vorbim mai exact despre palparea sânilor. Haideți să vedem la ce ne ajută, când trebuie să facă asta femeile și cum se face. Autopalparea, da, este cea pe care o fac femeile singure acasă. Exact. Nu sunt singurele care trebuie să facă asta, că au și un partener de cele mai multe ori și partenerul poate să le ajute în autopalpare. Ok. În principiu e un prim pas pe care femeile trebuie să-l facă atunci când se gândesc că ar putea să apară ceva probleme la sân. Ar trebui să urmărească anumite semne înainte de a ajunge la medic, să aibă o imagine a ceea ce reprezintă sânilor, a structurii sânilor lor și în final ceva care ar putea fi îngrijorător, astfel încât ele să ajungă la medic din diverse motive. Mă simt nevoit să precizăm că autopalparea nu înlocuiește consultul medical. Categoric. Există programe de screening, din păcate în România nu există, ar trebui să milităm ca aceste programe de screening de cancer mamar să apară, pentru ca femeile, absolut toate femeile trecute peste o anumită vârstă, dacă nu mă înșel peste 40 de ani, trebuie să facă o mamografie la ce perioadă? În principiu, peste 40 de ani, toate femeile au recomandare de mamografie. Da. Până la 45 de ani se poate face o dată la 2 ani. Peste 45 de ani indicăm chiar o dată pe an. Ok. Și din nou, ca să precizăm, mamografia nu crește riscul de cancer de sân? Categoric nu. Și nu este până la urmă atât de dureroasă și absolut indiscutabil că acesta e gold standard în diagnosticarea cancerului de sân. Luăm în calcul întâi autopalparea pe care o femeie poate să o facă singură acasă. Ideal trebuie să o facă după perioada menstruală, astfel încât sânii să fie mai puțin dureroși, să poată să-și simtă structura normală a sânului. Uh-huh. Ulterior, dacă se descoperă ceva sau și dacă nu descoperă nimic deosebit la nivelul sânilor, ar trebui să ajungă la un medic, să aibă un consult anual, eventual o ecografie, dacă vorbim despre paciente până în 40 de ani și chiar și după 40 de ani se poate face o ecografie care să fie complementară cu mamografia pe care... Complementară, vin mână-mână. Ana, zi-mi, tu îți faci, te autopalpezi acasă, știi să-ți faci un examen singură? Nu știu, sincer, să mă autopalpez, însă fac asta destul de des, deoarece ipocondria este și ea o boală și cumva întotdeauna sunt cu un pas înaintea corpului meu să mă asigur că este totul în regulă și că sunt sănătoasă. Cool, păi mă bucur că ești aici pentru că astfel o să înveți ce și cum trebuie să facem. Haideți să începem. Ok, avem aici niște mulaje. În principiu avem două mulaje cu doi sâni care sunt absolut normali. Ce e important de reținut pentru femei în general, de ce recomandăm autopalparea să fie făcută sistematic, este în primul rând pentru că trebuie să ne cunoaștem sânii, trebuie să ne cunoaștem organismul, să știm care e normalul țesutului nostru. Da. Astfel încât, cam după fiecare menstruație, fiecare femeie ar fi bine să-și facă autopalparea. O să vă încurajez pe amândoi să faceți lucrul ăsta, pentru că, după cum spuneam, nu doar femeile trebuie să facă asta, și partenerii lor pot fi utili în în palparea sânilor, astfel încât să descopere diverse probleme. De obicei, palparea sânilor se face fie concentric, fie dinspre interior către exterior, fie dinspre exterior către interior. Ce e important de reținut aici e că trebuie să acoperim toată suprafața glandei mamare, astfel încât să palpăm pe fiecare cadran în parte, fiecare zonă, indiferent de, incluzând aici și mamelonul și peretele toracic din jur. Și o să vă încurajez pe amândoi să faceți acest lucru, acesta fiind un sân absolut normal. Deci de obicei începem din jurul mamelonului, astfel încât să acoperim absolut toate zonele țesutului mamar. Mergând aici până către axilă, astfel încât să ajungem inclusiv la ganglionii axilă, care ar putea fi palpați. Ana, hai să încercăm să facem, să palpăm, uite, tu pe partea cealaltă, eu pe partea asta, și să vedem dacă simți ideal ceva. Ideal, fie începem din centru, fie începem din periferie, astfel încât să fim siguri că acoperim toată suprafața. Așa. Și mutăm. Eu nu simt nimic, de exemplu, pe acest sân. Atunci o să te rog să-l palpezi pe cel de lângă. Bun, pe cel de lângă, de exemplu, eu deja observ niște semne. Da. Ok. Aici este mai mult decât evident. Hai să vedem, Ana, ce părere ai despre sânul ăsta. Da, într-adevăr, sunt niște puncte tari, foarte tari. Da, dar uite ce observ aici în centru. Uite, pune diferența între ăsta. E foarte tare interiorul. E foarte tare în interior. Ce avem aici?
Aici avem mai multe modificări, destul de îngrijorătoare, mai ales în zona centrală a sânului. Pe lângă faptul că vedem la inspecția sânului această modificare a pielii, care se numește încoajă de portocală, care este un semn destul de îngrijorător pentru un cancer de sân un pic mai avansat, cancerul de sân inflamator sau mastita carcinomatoasă, mai vedem aici un semn foarte important la nivelul mamelonului, retracția acestuia. O parte din mamelon este retractat către interior, practic este un nodul care se simte la palpare în spatele mamelonului. Asta e, se simte efectiv exact. O bucată tare, un nodul tare, mare, care se simte care, la palpare. Practic, prin dezvoltarea lui a retractat țesutul pielii și țesutul mamelonului să meargă către interior. Acestea sunt niște semne destul de îngrijorătoare, care ar trebui să ne ducă nu numai la medic, dar și la investigații imagistice. Aș mai sublinia ceva important pentru toate femeile în general. Să nu intre în panică dacă își simt ceva la sân. De acord. Sunt noduli care pot fi benigni, sunt noduli care pot fi sub formă de chisturi sau pot fi sub formă de fibroadenome mamare. Nu tot ce se palpează la sân înseamnă cancer de sân. Uh-huh. Și de aceea un consult la medic este important de efectuat o dată pe an, măcar pentru o discuție liberă, măcar să știe la ce să se aștepte și să aibă eventual și o evaluare clinică și una imagistică, să ne putem da seama dacă este vreo problemă care să ne ducă cu gândul la o problemă benignă sau la ceva mai serios precum cancerul de sân. Corect. Bun. Mulțumim foarte mult pentru aceste învățături.